Slavă lui Dumnezeu că ne ține și ne avem ce să avem iată aproape de praznic mare al Învierii Mântuitorului. Mai avem două săptămâni plus săptămâna patimilor în care avem, încă mai avem timp să ne purificăm sufletele, să ne curățim prin pocăință, prin rugăciune, prin post. Sigur că numai perioada postului este propice pentru curățire, pentru purificarea noastră și celelalte timpuri ale anului, dar acum este o perioadă specială, o perioadă care ne îndeamnă mai mult la acest lucru și de aceea e bine să ne străduim ca să putem să ne bucurăm mai mult, că atunci când facem și o mică nevoință, un mic semn de jertfă pentru Hristos și pentru sufletul nostru, atunci și bucuria praznicului este mai mare și ne dă curaj să putem trece după aceea și celelalte momente ale anului liturgic. Sigur că acum, în momentele acestea care sunt puțin mai critice, am spune noi, ar fi de mai multă nevoie, mai multă dragoste între oameni, pentru că de cele mai multe ori lipsa dragostei aduce și necazul între oameni, războaiele, certurile între oameni, ne referim la nivel mai mic, și de aceea dacă și la un nivel de vecini, de prieteni, de frați, se ivesc anumite certuri și greu uneori este să le poată depăși, ne gândim că atât mai mult este greu între neamuri, între popoare, când apar greutăți și conflicte. Dar Dumnezeu ne le îngăduie pentru a ne face să înțelegem că fără El nu putem să facem nimic, și că dacă vom fi mai credincioși, și acestea ar putea să lipsească prin săvârșire, adică lucrurile grele din viața noastră. Și de aceea ar fi nevoie să devenim mai oameni, adică mai cu multă dragoste unii față de alții, mai recunoscători unii față de alții și în primul rând față de Dumnezeu, pentru că noi acum am ajuns să fim mai mult să cerem decât să mulțumim și calitatea aceasta de a mulțumi este în primul rând a omului, dar vedem uneori și animalele care mulțumesc binefăcătorilor, iar nouă, cu atât mai mult că suntem după chipul și asemenea în semnarea lui Dumnezeu, ni se cade sau trebuie, se impune să fim mai mulțumitori, mai cu dragoste, mai cu smerenie și cu râvnă mai multă spre slava lui Dumnezeu.